Dragilor, suntem alături de voi și duminică, așa cum v-am obișnuit. Deși oferta este săracă, noi am pregătit câteva conturi care să aducă profit. Sperăm să încheiem și această săptămână cu bine. Nu uitați să pariați responsabil, adică nu uitați de iubite, copii, au și ei nevoie. UFEA începe nou sezon cu un meci greu. În sezonul anterior au ocupat locul 9 cu un golaveraj modest de 22-24. Acasă a primit 13 din total și nici nu și-a îmbunătățit defensiva pentru acest an. Nici ofensiva nu mai are așteptări pentru că golgheterul Fomin a părăsit echipa pentru Dinamo Moscova. Krasnodar a terminat sezonul pe locul 3 și își va încerca norocul în calificările Ligii Campionilor. Suedezul Berg a fost marcatorul echipei cu 9 reușite și va continua să joace pentru Krasnodar și anul acesta. Poate a început și lui să-i placă vodka. 49 de goluri a înscris Krasnodar în sezonul anterior și credem că va păși cu dreptul în prima etapă. Alegem victoria oaselor cu o cotă foarte bună de 1.86. Deri întâlnește liderul campionatului, așa că va avea meci greu. Forma gazdelor este slabă și a pierdut cu echipe modeste precum Sligo și Waterford. Cel mai probabil se îndreaptă spre o nouă înfrângere. Băieții nu prea le-au cu golurile. Au marcat doar un gol per meci în cele 6 etape. Shamrock ocupă locul întâi și are băieții super în formă. Da, ăștia fără 3 goluri per etapă nu te lasă. Au doar victorii și nu se încurcă ei cu fragila Derry. În etapa trecută a marcat în prima repriză 3 goluri. Termină cam repede, dar măcar scap de emoții. Când e vorba de pariuri, chiar vrei să se termine rapid. Am găsit la Ghetsbet o cotă foarte bună, de 1.68 pentru victoria lui Shamrock. Nu ratăm nici campionatul Norvegiei, unde se joacă foarte intens. Am ales un meci ce se joacă între codașile clasamentului. Merită și ele atenția noastră. Alesund a avut o surpriză neplăcută după promovare. S-a lovit de un alt nivel de fotbal. Deși au trecut 12 etape, o singură dată a reușit să câștige cu locul 14. Chiar și așa, ofensiva nu e cea mai slabă, iar în cele 6 etape de acasă a marcat de fiecare dată. A reușit să înscrie chiar și cu echipe puternice ca Molde, Bran și Bodo. Păcat de apărare, e dezastroasă. A primit 38 de goluri, din care 20 acasă. Ar trebui ca iubitele lor să profite că e duminică și să se roage pentru ei. Nici Viking nu e mai răsărită, ocupă locul 13 și e la doar 2 puncte peste zona roșie. Vine după 2 eșecuri și acum chiar ar fi momentul să facă ceva. Totuși va juca cu ultimul loc. Va fi un meci interesant, cu apărări aproape inexistente. Așa că ne așteptăm la multe goluri. Ghetsbet ne ține în priză cu o cotă bună de 1.50 la peste 2.5 goluri. Și astfel avem biletul zilei de cota 2.78. Rămânem în Norvegia pentru pariul riscant la meciul dintre Stabæk și Odd. Gazdele ocupă locul 7 și pot să urce până la locul 5 dacă iau cele 3 puncte. E o echipă inconstantă. După un egal cu liderul Bodo, a urmat un eșec la modesta Haugesund. Înseamnă că își dau interesul doar cu cei din top. Țintesc sus. Oare așa să fie și cu femeile? Odd stă mai bine și într-o formă bună. Vine după 3 victorii. Se luptă parte în parte cu Vålerenga pentru locul 3. Odd a marcat 20 de goluri și 7 dintre ele chiar în ultimele 3 partide. Mai greu cu defensiva, care a încasat 2 goluri chiar de la ultimul loc. Hai să încercăm o cotă bună și să ne dublăm banii. Pariem pe goluri, peste 2.5 la cota de 2.05. Vă așteptăm cu subscribe, like, share și un comentariu dacă aveți nevoie de un mic ajutor.